înțeles, eu îmi creez realitatea, îmi stabilesc foarte clar ce îmi doresc, vizualizez, îmi fac un tablou cu fotografii sau cu imagini, cu desene care reprezintă scopurile mele, asta după ce am aflat ce îmi doresc cu adevărat, că sunt eu cel sau cea care își dorește așa ceva și nu este o dorință altcuiva și prinsă din spor sau care mi se pare nobilă, însă nu este misiunea mea, nu este drumul meu. Și am înțeles că eu lucrez cu mine și mă dezvolt personal ca să îmi creez realitatea. Dar vezi, oamenii din jurul meu nu mă lasă. Eu îmi doresc să fac o lume mai bună, să trăiesc într-o lume mai bună, să trăiesc într-o altfel de realitate. Însă vezi, tu depind de ceilalți, depinde cu toții de ceilalți. Și toate locurile unde ai hotărât, unde ai decis că realitatea ta poate fi îndeplinită de ceilalți și doar de ceilalți, că depinde de ceilalți și nu că ei vin ca urmare a alegerilor și acțiunilor tale și a grației divine, tot ce aduce asta la suprafață. Care te împiedică să crezi. Vrei să distrugi și să decrezi chiar acum, în această realitate, aici și acum?